Domnule ministru, ministrul muncii Marius Butei se duce singur sau mergeți și dumneavoastră cu el să-l ajutați să negocieze mai bine? Suntem o echipă guvernamentală și trebuie să mergem împreună și participăm împreună, vă confirm acest lucru. Marți avem întâlnirea cu Comisia Europeană pentru a prelua practic discuțiile pe tema pensiilor speciale și a vedea care sunt solicitările suplimentare pe care Comisia le are, mai ales pentru ceea ce înseamnă cererea de plată numărul 3, unde avem reforma pensiilor speciale, reforma guvernanței corporațiilor de stat, avem depus în aplicare jalonul cu ceea ce înseamnă decarbonizarea. Deci toate acestea sunt piese grele pentru ceea ce înseamnă încasarea banilor pentru cererea de plată numărul 3 și care necesită un efort comun guvernamental, pentru că, așa cum am încercat să explic de fiecare dată, și rolul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene este de a asigura predictibilitate, așa cum precizam, criteriile, mai ales pentru reforme, nu sunt deloc ușoare, sunt chiar dure pentru România și care presupun o restructurare a sistemului de cheltuieli publice pe care îl are România și care în spate au bugete importante și fonduri alocate din bugetul veți de stat al României. Veți reuși să clintiți acel procent 9,4 impus pe vremea USR? Aici este o problemă tehnică pe care noi va trebui să o argumentăm foarte bine, pentru că ce este foarte greu de negociat cu Comisia Europeană sunt componentele de reformă. Nu merg argumente care țin de voința părților sau argumente emoționale sau orice alt fel de argumente care nu sunt clădite pe informații și date care vin din sistemul nostru de cheltuieli și care sunt în legătură cu jalonul. Deci nu va fi o negociere ușoară, ne-am pregătit pentru acest moment și trebuie să avem argumentele care țin de mai ales de rata inflației și de eliminarea inechităților din sistemul de pensii general, care vor aduce o creștere a cheltuielor din sistemul general de pensii destul de semnificativă, încât să fie necesară o nouă reașezare a acestui indicator de disciplină financiară, pentru că el este pe o perioadă lungă de timp, 50 de ani, este totuși o perioadă lungă în care nu știm cum vor evolua condițiile macroeconomice și dar de aceea e nevoie. Dar ce v-ați propus dumneavoastră? Concret, cu ce vă duceți pe hârtie la Bruxelles? Avem informația momentului este că ministrul Marcel Boloș se va duce împreună cu ministrul Marius Budăi ca să fie mai puternic reprezentat guvernul României atunci când se renegociază acest procent din PNRR. Avem simulările făcute pe ceea ce înseamnă evoluția ulterioară a volumului de cheltuieli generate de sistemul de pensii general, cât și evoluția produsului intern brut pe perioada celor 50 de ani de zile pe care îi avem în conținutul jalonului ca și perioadă de constrângere și, sigur, misiunea noastră este ca să convingem Comisia ca acest indicator să fie înlocuit tot cu unul de disciplină financiară, dar care să nu limiteze aceste cheltuieli, încât guvernul să aibă posibilitatea de a lua decizii privind ajustarea pensiilor sau majorarea lor, fără ca să fie ținut de ponderea aceasta pe care am menționat-o de 9,4% din PIB pe o perioadă de 50 de ani de zile. Stimați invitați care sunteți în legătură prin Skype cu telespectatorii noștri în acest moment, vă rog să ne spuneți dacă credeți că va reuși domnul Boloș împreună cu domnul Budăi, dacă vor reuși cei doi miniștri să schimbe acest procent. Încep cu dumneavoastră, doamna Dragu, pentru că miniștrii USR sunt cei care au băgat acest procent nenorocit în documente. Da. În acest moment, pensiile publice
sunt undeva la 7 și ceva% din PIB. Deci, nu este niciun motiv pentru care în acest moment să spună guvernul și ministrul muncii și ministrul fondurilor că acest procent din PNRR îi ține pe loc să nu crească pensiile. Deci în acest moment pensiile pot fi crescute cu peste 30 de miliarde de lei. Adică peste 20% mai pot pune în acest moment la pensii. Folosesc această justificare într-un mod aberant și atunci întrebarea mea este, chiar vreți să puneți pe masă acest subiect la Bruxelles? Ce să le spuneți? Adică să spuneți, dom'le, noi avem, suntem mult sub acest procent stabilit ca o măsură de disciplină financiară, după cum a spus și noastră, domnule ministru Boloș. Cu toate acestea, nu ne place, pentru că noi avem așa o dispută internă și vrem să acuzăm pe alții care... Noi nu eram atunci în funcție când s-a negociat PNRR-ul și vrem să-i acuzăm pe cei de atunci. E un joc politic și le spunem oamenilor, îi mințim că de fapt nu putem crește pensiile din cauza acestui procent de 9,4%, repet, în condițiile în care noi acum suntem mult sub acel procent și puteți să creșteți pensiile. Nu vă oprește PNRR-ul, nu vă oprește USR-ul. Tot ce vă oprește este că nu vreți să dați acești bani. Deci ce veți spune despre acest subiect la Bruxelles? Cum veți explica? Eu cred sincer că nu veți aborda acest subiect, că este puțin caragios să mergeți să abordați acest subiect. Domnule Ialomițeanu, ce v-a amuzat atât de mult? Păi, domnul ministru a spus că peste 50 de ani legat de că nu se mai pot majora pensiile indexate. Dar haideți să vedem de ce au apărut cele două reforme, reforma pensiilor și reforma salariilor în PNRR. Indiferent cine era la guvernare, Comisia Europeană ar fi cerut introducerea acestor reforme în PNRR, pentru că ce ne spune PNRR-ul? Să ne redresăm financiar și să fim rezistenți în fața unei crize. În 2020 s-a dovedit foarte clar că la o cădere economică de aproape 10%, România a înregistrat un deficit bugetar foarte mare. Iar în momentul în care s-au aprobat cele două legi, legea pensiilor și legea salariilor, automat Comisia a spus că sunt nesustenabile și ne-a dovedit Comisia. De ce mă amuză? Că nu 9,4% să schimbăm acel criteriu. Eu mă așteptam ca domnul ministru Boloș împreună cu domnul ministru de Finanțe și domnul ministru Budăi să meargă să spună că aceste două legi pot fi aplicate în mod sustenabil. Dar ce ne dovedește execuția bugetară pe primul trimestru? Că avem un deficit de peste 23 de miliarde de lei. Cum să abordezi o situație că de niște, adică despre sistemul de pensii și salarii, când cei de la Comisie o să ne demonstreze cu creionul pe hârtie că în momentul de față noi avem deficitul de peste 30% din cauza celor două legi. Și cum spunea doamna ministru Dragu, putem majora pensiile, dar nu e sustenabil. Eu credeam că domnul ministru va merge împreună cu ministrul de Finanțe să spună, uite domnule, noi suntem sustenabili. Și doamna ministru Dragu, cred că își aduce aminte, atunci, în 2010, când am eliminat impozitul forfetar la cererea mediului de afaceri, eu am demonstrat că avem încasări suplimentare. Și Fondul Monetar și Comisia Europeană au spus, nu trebuie să luați măsuri suplimentare de reducerea de cheltuieli sau creșterea de impozite, pentru că trendul este crescător la încasări și la încasarea bugetară. Și deficitul este în scădere. Și noi suntem, domnul ministru, în procedura de deficit excesiv. Cum veți aborda? Că o să vă spună Comisia că acele două legi nu sunt sustenabile și n-ați luat nicio măsură pentru a le face sustenabile. Și spuneți că ținta e 9,4. Cred că o faceți mai mult politică. E vorba și de rotativă. Îmi pare rău să o spun. Vă rog, răspundeți, domnule ministru. Da, răspundă. Întâi de toate, nu trebuie să judecăm problema pe moment. E adevărat, pe moment, în ceea ce privește partea de sustenabilitate și ceea ce înseamnă reformele în ansamblul lor, fie că discutăm de reforma privind pensiile speciale, pensiile generale, reforma salarizării unice sau chiar a guvernanței corporațiilor de stat, ci trebuie să ne uităm pe termen lung. Noi avem 50 de ani
în față cu acest plafon de 9,4% din PIB, în condițiile în care media europeană este de 13% din PIB și mai avem un an în față... Dar la venituri avem... Domnul ministru. Să mă lăsați să vă explic un minut, v-am ascultat cu atenție. Dați-mi voie să explice, domnul ministru, e important ca românii să înțeleagă situația, chiar dacă discuția este ușor prea tehnică. Să explic aceste lucruri cu limpezime pentru ca să înțelegem întregul context. Anul care vine, adică anul 2024, este un an care aduce două tipuri de majorări sau de actualizări, mai ales în ceea ce privește sistemul de pensii general. Prima este impactul generat de înlăturarea inechităților. În Planul Național de Redresare și Reziliență avem această condiție de înlăturare a inechităților din sistemul de pensii general, iar raportul Băncii Mondiale în acest sens este foarte limpede. Impactul bugetar calculat că îl va genera această înlăturare a inechităților, adică cei cu pensii mici să aibă pensiile crescute, este undeva în jur de 16%. De asemenea, anul 2024 este anul în care guvernul trebuie să majoreze, să ajusteze pensiile din sistemul general de pensii cu inflația care este aferentă anului 2022. Să ținem minte acest lucru, care 13,7% este rata inflației și atunci se suprapun două tipuri de majorări care fac ca această cheltuială să devină, sau aceste ajustări, sau să le spun majorări în volumul de cheltuieli, fac această cheltuială să devină o cheltuială constantă. Deci 16% din înlăturarea inechităților pe care nimeni astăzi poate nu a luat-o în calcul pentru anul 2024, atunci când discutăm de plafonul de 9,4%. Pentru că n-am văzut niciodată că ați umblat la pensiile speciale. Pentru că urmează această reformă a sistemului de pensii general. Care cum pentru se că va acest face? Lucru este scris în... este parte din cererea de plată numărul 4, cu termen de depunere la sfârșitul anului 2023 și pentru că această decizie se suprapune cu ajustarea cu inflația de pe anul 2022. Deci cele două suprapuneri ale celor două tipuri de impact pe care le-am menționat generează o creștere bruscă, așa cum ai avut astfel de situații în trecut și care ne pun în dificultate. N-aș vrea să folosesc acum informații care să panichez pe ascultători, dar ele, cele două decizii, pe lângă asigurarea condiției de sustenabilitate, pe care o știm cu toții și domnii miniștri de finanțe o cunosc foarte bine, avem și acest plafon de 9,4% din PIB. Deci, practic, noi, în tot contextul acesta de probleme, avem și situația cu deficitul excesiv și, sigur, aceasta este o problemă pe termen lung care probabil vine din spate cu ceea ce noi avem din nou în PNRR privind reforma sistemului fiscal și aici se va lua o decizie din acest punct de vedere în ceea ce privește sistemul fiscal, pe de o parte, și pe de altă parte avem această limitare care, pe bună dreptate, domnul ministru Ialomițeanu a punctat foarte corect, trebuie să avem în spate condiția de sustenabilitate, pentru că este un volum de cheltuială care, generat pe termen lung, el devine constant în bugetul Suntem de stat. Suntem strânși cu ușa de un alt jalon, domnule ministru, și am putea pierde bani din PNRR. Termenul este foarte aproape de momentul în care ne aflăm în acest moment. În iunie vine termenul, altfel pierdem bani din PNRR. Oamenii sunt pe bună dreptate îngrijorați.
îngrijorați. Dumneavoastră ați spus că nu vreți să panicați, să-i panicați pe cei care se uită la noi, dar oamenii au îngrijorări reale. Oare se vor mai putea majora pensiile dacă se pierd atâtea miliarde? Oare vor umbla la impozitele acum, noastre? Noi, se va ajunge iar la impozite de 40% pentru secundă, anumite deci noi, venituri? Guvernul Ciucă și Guvernul României s-a mobilizat pentru ca să securizeze interesele financiare ale României. Cererea de plată 2, am spus care este riscul pe care îl avem cu cele două joloane de la Ministerul Energiei, dar pe care sperăm să le putem manageria, încât chiar dacă se va amâna cei 140 de milioane de euro o perioadă de timp ulterior, să ne putem încasa până la ultimul euro cererea de plată 2. Și atenție, orice euro pe care îl avem în PNRR și care îl punem sub risc, induce un risc în ceea ce privește contractele de investiții, de lucrări, contractele de finanțare, pentru că avem peste 8.551 de contracte de investiții și de contracte de finanțare cu o valoare, repet, valoarea din PNRR, finanțarea națională și, mă rog, există și taxa pe valoare adăugată, ajungem la 25 de miliarde de euro. Deci noi nu ne putem permite astăzi ca un euro să-l punem sub risc din Planul Național de Redresare și Reziliență. Cum considerați dumneavoastră că ați gestionat acest portofoliu al fondurilor europene? Considerați că aveți o parte din vină pentru faptul că nu s-au atras toate fondurile la care avea acces Dar România? Dar n-am pierdut România astăzi, nu a pierdut niciun euro din fonduri europene. De asemenea, România, vorbesc din politica de coeziune, astăzi România nu a pierdut niciun euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Dar nu vine Dar așa pentru ușor. 2014-2020, domnule ministru. Astăzi, din programarea la această oră, domnul ministru, la această ce oră, din 2014-2020, la această oră n-am pierdut niciun euro. Ieri am avut discuție cu Comisia Europeană și luni am întâlnire cu doamna comisar Eliza Ferreira pentru ca să putem în politica de coeziune să introducem mecanismul de compensare a prețurilor la energie plătite întreprinderilor mici și mijlocii și populației. Și prin aceasta, dacă reușim acest lucru, sper să ne putem întoarce cu vești bune de la Bruxelles. Dar de ce Bruxelles, faceți lucrul ăsta? Să putem închide, să putem închide cu aproape de 100%. Dar, pentru că nu avem proiecte, nu? Luați banii din altă parte nu, și... Nu sunt eu vinovat, nu mă pot întoarce în 2016. Nu mă pot întoarce în 2016 să spun că startul atunci a fost cum a fost, n-aș vrea să intru.